Bună ziua și bine v-am regăsit la Tablou de Viață. Invitatul meu de astăzi este Raul Papalicev, căruia îi spun bună ziua și îi mulțumesc foarte mult că a acceptat acest format de emisiune. Bună ziua! Cei mai mulți din Piatra Neamț vă identifică cu Salvamontul. E corect? Cum vă simțiți în această... După 25 de ani de când lucrez la Salvamont, după 20 de ani de când conduc destinii Salvamontul, se poate spune și așa. Dar nu să cum vă simțiți identificat cu Salvamontul? Cei drept v-am spus că este... Mie mi-e mult mai ușor să vorbesc despre Salvamont, despre ceea ce face Salvamontul, despre meseria mea, adică despre mine. Da, cred că majoritatea ultimilor 20 de ani mi-am petrecut și eu într-o proporție de peste 80% Salvamontul. Și atunci pot să mă identific cu conceptul, nu cu serviciul public, cu conceptul de Salvamont. Cu conceptul clar, da, că serviciul public a suferit de-a lungul timpului diverse... Și o să mai sufer. Modificări, ceea ce nu vă... E un subiect pe care nu-l agreați foarte mult, drept pentru care nici nu o să-l abordăm. Și o să ne îndreptăm așa spre latura personală. Și am să vă întreb unde v-ați născut, unde ați copilărit și care sunt cele mai dragi amintiri din copilărie? M-am născut la Iași. Am copilărit, în schimb, la Ceahlău. Unde bunicul, deci aici, la noi. Bunicul meu aveam o casă în Ceahlău, avem și acum. Eu acolo locuiesc. M-am mutat mai bine de 10 ani din oraș. Cred că am făcut cea mai bună alegere a vieții mele. Am urmat școala la Iași, facultatea la Iași și cam atât. Ce facultate? Înainte de facultate, cum era copilul Raul Papalicev? Aveți frați? Nu eram, am un frate mai mic cu 8 ani. Care ca a mine. Luat celebrele bătăi de la fratele mai mare? Nu, diferența era mare de vârstă între noi. Am avut, cred că, mai bine de 8 ani de zile diferență și... Nu am fost un copil cu minte. N-aș putea spune că am fost un copil cu minte. Nici vecinii nu spun același lucru. Acum, fiți sincer, ce boacă ne făceați, că-s tare curioasă. Cert este că la prima dată am plecat de acasă pe munte la 6 ani și a fost o tragedie în familie, bunicii nu știau unde sunt, au fost alertați părinții. Erați în vacanță la Ceahlău? Eram la Ceahlău, în vacanță, pe vremea aia cabanele de creastă, cabana Dochea se aprovizionă cu o caravană, cu cai, îmi plăceau cai și m-am luat și eu după caravană și am ajuns la cabană la Dochea. Și cum era târziu, am rămas acolo, nu exista telefon, nu existau comunicații și m-am întors a doua zi, dar oricum a fost... A fost prima aventură? Da, a fost prima. Prima și nu ultima, fiindcă știți cum prima dată e greu. Da. După care, când plecam, bunicul se ducea până la hotelul Durău, unde era și sediul OJT-ului pe vremea respectivă și întreba a trecut caravana cu alimente în sus? Da, bun, când se întoarce mâine? Bine. L-ați văzut pe... Da, era acolo. Deci clar, când venea caravana, nu venea și veneam și eu, da. Aveați prieteni? Așa, mic copil, vă luați? Aveam câțiva prieteni. Sau tovarăși de nebunii? Da, aveam, nu erau foarte mulți, fiindcă vă dați seama, nici acum zona nu este foarte, foarte populată, adică sunt câteva zeci de familii, poate, în care locuiesc în Durău. Dar aveam niște colegi, din păcate, nu mai sunt niște prieteni, care nu mai sunt în țară, erau de vârsta mea și era cu totul altceva, nu se poate compara, amintirile copilăriei mele cu amintirile și unui copil din ziua de astăzi, fiindcă, vă dați seama, noi aveam cu totul alte jocuri, noi stăteam în natură
cât puteam, ne jucam afară, nu existau calculatoare, nu existau iPad-uri, iPhone-uri și alte device-uri electronice. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, cred că era mult mai frumos și mai sănătos. Copiii dumneavoastră în zilele noastre au avut o altfel de copilărie. Ce v-ar fi plăcut sau ce vă v-ar plăcea să învățați, unde să-i duceți, să nu fie totuși luați de valul acesta al informatizării peste tot? E puțin posibil să putem evita așa ceva și nici nu cred, din punct de vedere psihologic, că este indicat. Fiecare generație își are karma ei și trebuie să o ducă mai departe. Eu am doi copii, am o fetiță, dacă se poate spune așa, că împlinește anul ăsta 18 ani, din prima căsnicie, și un copil modern. Din păcate, pentru mine, să spunem, a crescut mai mult cu mama ei, iar al doilea este încă prea mic ca să pot să vorbesc despre el, are un an și 4 luni. Și, am să încerc să-l țin cât mai departe de, știu eu, de sedentarismul și de închistarea pe care ți-o dă această lume informatică. Nu poți să-l ferești de această lume informatică, fiindcă în momentul în care intră în zona pregătirii școlare, lipsa accesului și deprinderii informatice constituie un mare handicap pentru orice copil. Din păcate, la ora actuală. Asta da, dar timpul petrecut cu copilul în activități care să-l rupă de cotidian, cred că e foarte important. Da, cu siguranță că am să încerc, dacă am să fiu în putere, să-l canalizez spre sport, spre, știu eu, o activitate competițională, dacă se poate. Și dacă, bineînțeles, Dacă o să vrea, fiindcă eu am trecut printr-o perioadă a anilor când trebuia să mergi la o facultate, fiindcă tatăl tău era cine era și trebuia să urmezi tradiția familiei. Și... Ceva știu eu, dar o să ne ziceți mai pe larg, că n-ați ajuns să profesați ca medic. Nu mi-a plăcut. Și cum v-ați chinuit? V-ați chinuit, bănuiesc, că și eu m-am chinuit ceva timp în prima facultate care nu mi-a plăcut, ca să faceți medicina, ceea ce nu e ușor deloc. Nu a fost ușor. Nu a fost ușor ca idee. Mie mi-a fost ușor. Că eu stăteam pe munte și veneam la examen direct de pe munte. Nu învățam decât strict partea practică. Am știut întotdeauna când am să profesez într-un spital. Am cunoscut atât de bine viața din spital și am cunoscut atât de bine această tagmă a medicilor, în care, credeți-mă, că n-am vrut niciodată să intru și nici să fiu parte din ea. Așa. Este o lume câteodată mai dură decât vă puteți închipui. Și vă spun, tatăl meu a fost un chirurg celebru, a fost șeful chirurgiei infantile dintr-un oraș universitar Iași, cu cotația pe care o avea la acea vreme. Și mi-era greu. Eu au trebuit să mai fac o facultate economică, după aia am făcut un management la Universitatea de Vest din Timișoara. A fost așa o tragedie în familie când inițial, da, 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 inițial, da. Inițial a fost o tragedie, dar știți cum e? În perioada în care am terminat eu, 1994-95, am preferat să vin să fac voluntariat pentru Salvamont decât să fac voluntariat pentru Ministerul Sănătății pe aceeași bani, adică pe nimic. Erau ani în care o femeie de servici de pe tronson avea salariu egal cu al unui medic rezident. Acum, probabil că s-au mai schimbat multe lucruri, dar pe vremea aia... Iar eu știu că... Puțin. Iar eu știu că nu trăiești decât odată. Da, să știți că tatăl meu, care din păcate nu mai este la ora actuală, a înțeles cu timpul că fiecare om în viață are drumul lui. Știți cum părinții înțeleg mai greu, mai ales când
au cariere extraordinare, cum e, cum spuneți că a avut tatăl dumneavoastră, bănuiesc că ar fi vrut ca fiul cel mare să-i calce pe urme, să fie un medic celebru la rândul lui. Și e orgoliul acela, e, mă știe toată lumea, tu ce faci? Da, așa este, dar după un număr de ani foarte puțin, care eu am evoluat destul de repede și am fost cunoscut mult mai mult în afara țării decât în România. Am fost la o vârstă foarte, foarte fragedă, să spunem că 26-27 de ani este puțin tare când reprezinți o țară la un for internațional. Și am fost la acea vreme, am fost ales, am fost delegat să reprezint România la CISA ICAR, la ICAR este International Committee for Alpine Rescue, o comisie din 37-38 de țări în care România deține la ora actuală norma 1 de securitate. Deci a avut toate motivele tale, plus publicațiile, plus reușitele pe plan profesional. Ați abandonat un drum, dar ați găsit altul care v-a primit? Nu l-am găsit, mi l-am ales. Întotdeauna am vrut să fac. Eu întotdeauna asta am vrut să fac. Asta am simțit eu. Bănuiesc că muntele e prima dumneavoastră mare iubire. Da, da, exact, așa este. Și când e ca un drog, e în sânge, n-ai cum să mergi pe... Da. Nu cred că v-ați fi văzut viața crescând la munte să locuiți la Constanța, de exemplu. Nu, să știți că am avut ocazia să plec din țară, să am un contract pe diferite, știu eu, teme în afară. Fratele meu a fost mult mai esteț ca mine, are 20 de ani când este plecat din țară, conduce o firmă destul de prosperă undeva și a venit în țară. Nici el n-a terminat medicină. Nu, el n-a terminat nici 10 clase, credeți-mă. A plecat din țară la 14 ani. Spuneți-mi, care au fost cele mai frumoase momente în copilărie alături de fratele dumneavoastră? V-am spus că a fost destul de puțin. Puțin, era o ruptură mare. 8 ani de zile diferență, erau și nu aveți amintirea din frate mai mare, când a trebuit să-l scoateți din anumite situații? Mai sunt. Da, v-am spus, era, știți cum, când el avea 7 ani și era în clasa 1-a, eu deja aveam 14 ani și făceam sport de performanță, plecam în cantonament, stăteam puțin ce acasă. Ce sport de performanță? Am făcut ski alpin, inițial am jucat handbal. Și în acea perioadă chiar se făcea sport. Sistemul, mult hulitul sistem comunist, a creat, știu eu, premizele unor premizele ca orice copil să poată face un sport mai mult sau mai puțin de performanță. Competiția națională Daciada a creat generații sănătoase. Chiar dacă n-au ajuns campion mondial sau știu eu, deși au ajuns mult mai mulți din cauza că era un sport de masă, mult mai mulți erau selecționați și mult mai multe valori erau găsite la acea vreme decât acum. Uitați-vă la rezultatele pe care le are sportul românesc acum și rezultatele care le avea sportul românesc acum 30 de ani. N-aș vrea să trecem prea repede despre subiectul legat de părinții dumneavoastră, pentru că nu v-am întrebat cu care din părinți credeți că semănați, cu care ați avut o relație mai apropiată? Eu cred că seamăn cu bunicii mai mult decât cu părinții. Ați fost mai mult copilul bunicilor de la Ceahlău, da, să înțeleg. Da. De mama ce vă amintiți? Mama era inginer constructor, juca tenis foarte bine, prezenta modă în Iași, era o femeie modernă,
mergeam la filarmonică, am încercat să mă duc cu șmidic câteva ori și... Ei, nici asta nu s-a lipit. Nu s-a lipit deloc, deci deloc, absolut deloc. Deci dacă la teatru era ok, la filarmonică adormeam de fiecare dată și atunci a renunțat. Mă înțeleg, mă înțeleg. Da, de... Spuneți-mi de bunici. Bunicii mei au fost... Primul dată au fost foarte longevivi. Bunica a murit la 100... Bunicii din partea mamei sau a tatălui? Și a mamei și a tatălui. Deși eu am copilărit cu bunicii din partea mamei. Bunica a murit acum câțiva ani de zile la 100 de ani. O vârstă. Și a fost lucidă și s-a întreținut singură, fără niciun fel de ajutor, până cu două săptămâni înainte să moară. Bunicul a trăit cel destul, aproape 90 de ani. Au fost niște oameni simpli, deși aveau pregătiri superioare. Au fost niște oameni, nu știu dacă... I-am iubit foarte mult. Nu știu, cred că, ca să fiu sincer, i-am iubit mai mult decât mi-am iubit pe părinții. Nu spun că nu mi-am înțeles părinții, da? Și am înțeles că tata n-a putut să mă duc niciodată la un cinematograf și n-am putut să mă plimb cu tata într-un parc niciodată. De ce? Fiindcă tatăl meu pleca dimineața la ora 7 fără un sfert la clinică, intra în sala de operații, până la ora 14 își făcea treaba acolo și făcea bine. Venea acasă, mânca, se odihnea câteva ore, seara se ducea la contravizită, două gări pe săptămână, nu mai ai timp de familie. Dar am înțeles. Am înțeles și l-am iertat. Că, știți cum, în decursul evoluției unui om, sunt și perioada când acuzi, când scuzi, când înțelegi, când ierți. Am trecut prin toate celelalte. Interioare, bineînțeles. Da. Știți cum să spun. Un om care a operat 30.000 de copii, unui om care a operat 30.000 de copii, se iartă tot. Da, bunicul... Chiar și faptul că nu prea a avut da, timp chiar să și fapt, chiar, și fapt, chiar și faptul ăsta. Chiar și faptul ăsta, da. Da. Cu bunicul a fost altfel. Ce vă învăța de mic copil? Care sunt amintirile care... Și eu am amintiri, îmi spunea bunica diverse chestii și mi-e foarte drag de ea. Bunicul spunea să vin acasă la masă. Și bunicul m-a învățat să pescuiesc. De la bunicul și de la tată mi-a rămas pasiunea și tradiția vânătorii. E una din pasiunile mele. Nu m-a stresat nimeni niciodată cu ce lecții sunt pe a doua zi, hai să facem temele, le-ai făcut, nu le-ai făcut. Nu. Nu. Dar asta nu înseamnă că n-am la ora actuală o cultură generală, o experiență de viață și poate vorbesc mult mai multe limbi de circulație internațională decât copiii care au fost premianți an de an, șef de promoții în Soon. Faptul că ați fost un copil liber, n-ați fost îngrădit în niciun fel și că v-ați dus copilăria, adolescența, tinerețea și viața pe munte, în natură, v-a ajutat? Cum gândește și cum simte un om care în fiecare zi este în natură? E destul de greu, fiindcă noi cei de la munte, adevărați oameni din munte, care locuim acolo, care au diferite joburi în branșă, avem mândria noastră și avem personalitatea noastră dată de simbioza cu locul în care trăim. Atunci nu mai coborăm privirea sub 45 de grade așa de ușor. Iar lucrul ăsta este taxat în lumea celor din oraș ca, știu eu, aroganță, impertinență, dar nu este așa. Muntenii sunt oameni mândri. Ei sunt mândri prin natura locului în care s-au născut și în care au crescut. Nu din cauza că ar fi aroganți. Mă simțiți neînțeles de
cei de mai jos, de munte? Nu mă interesează aspectul ăsta. Sunt neînțeles sau neînțeles sau... Nu, eu întotdeauna am fost un om corect. Nu sunt un om coruptibil. Am încercat cât de cât să respect legislația românească și să o aplic unde a fost cazul. Chiar dacă n-ați fost de acord cu ea în toate chiar situațiile? Chiar dacă nu am fost de acord cu ea. Gândiți-vă că de mine se leagă și realizarea, sau cel puțin eu fac această afirmație, a Parcului Național Ceahlău. Parcul Național Ceahlău a fost construit de către Salvamont ani de zile, până la definitivarea lui ca știu, entitate legislativă. Și nu a fost ușor. Și considerați că a venit altcineva din urmă și a cules laurii cumva? Păi n-au venit. Eu vă întreb. Nu. Spuneți-mi, cum e Raul Papa, sau când s-a îndrăgostit prima dată Raul Papa Legend? Pe că să o luăm așa ușor. Cred că la grădinie să nu mai simt minte. Pe când la grădinie, că erați pe munte, așa? Păi da, dar eu m-am îndrăgostit de multe ori în viața mea. Da. Mi-au plăcut fetele frumoase. Că... Deci când aveați timp și de fete frumoase, de viața de munte? Pentru fetele frumoase întotdeauna trebuie să-ți faci timp. Nu știu, te cobori de pe munte, fugi de acasă. Și cum era prima iubită? Nu știu dacă mai țin minte exact. Cum era prima? Primele erau... Primele, da. Nu știu, pe vremea aia nu exista prima. Existau primele. Prima dată când ați simțit fluturi aia în stomac, de care vorbește toată lumea. Da, nu știu dacă am simțit chiar în stomac. Nu știu ce să... Sunt întrebări prea personale pentru genul meu, pentru felul meu de a fi. Nu. E mult, prea mult atunci. Ce apreciați atunci la o femeie? Ce apreciați atunci și ce apreciați acum? Nu apreciez toate femeile. Fiecare femeie are ceva în particular. Nu numai decât aspectul fizic. O femeie trebuie să fie... Nu știu, o femeie trebuie să fie... În primul rând trebuie să fie femeie. Trebuie să fie... Să aibă o... Să fie feminină? Să aibă personalitate? Să aibă un dram de inteligență combinată cu, știu eu, cu feminitate și cu, știu eu, și cu sentimentul că ți oferă pentru anumite categorii de bărbați liniștea unui cămin. Nu toată lumea simte nevoia să aibă liniștea unui cămin și să aprecieze liniștea unui cămin. Dar există categorii sociale care, prin natura meseriei lor, apreciază foarte mult căldura și liniștea unui cămin. Ne oprim acum pentru o scurtă pauză de publicitate.